Crimă teribilă și principalii suspecți au ieșit la iveală după 10 luni de zile. Un bărbat de 52 de ani din capitală a fost ucis în bătaie de doi indivizi, foști parteneri de afaceri ilegale. Oamenii au înnebunit când au aflat că prietenul lor vrea să se retragă. După ce l-au omorât, l-au călcat și cu mașina, iar apoi i-au dat foc. Astăzi, cei doi au fost arestați pentru 29 de zile pentru omor deosebit de grav. De ce v-ați omorât prietenul? V-ați recunoscut crima? V-ați omorât prietenul? De ce l-ați omorât? Ați recunoscut crima? N-au recunoscut nimic. Însă povestea spusă de anchetator este terifiantă. Cei doi tineri și victima făceau bani folosind cecuri fără acoperire. Când a vrut să se retragă, bărbatul de 52 de ani a devenit o amenințare pentru complicii săi. Așa că în mai anul trecut, cei doi l-ar fi bătut curând pe bărbat pe un câmp din Ilfov. Apoi fiecare dintre ei l-a călcat cu mașina. Așa nu s-ar fi putut denunța unul pe celălalt. Clientul meu mi-a spus că am împrumutat acest autoturism unei alte persoane care este în acest dosar și mai mult că a aflat de la acesta ulterior că a săvârșit o infracțiune cu violență. Au pus apoi trupul în portbagaj și l-au dus în Giurgiu, în vecinătatea autostrăzii. Se pare că cei doi voiau să tranșeze cadavrul. Nu au făcut-o. În schimb, i-au dat foc și l-au abandonat. De ce l-ați omorât? Nu. Dar cine l-a omorât? Să prindeți-mă mai lângă tine, nu stai probleme. Am vorbit cu domnul Cășanu. Ți-ai recunoscut fapta? Regrești ce ai făcut, vorem? Se pare că atunci când cadavrul bărbatului a fost găsit, poliția Giurgiu ar fi anchetat cazul ca pe un simplu accident de circulație. Între timp, rudele au anunțat dispariția omului și le-au spus polițiștilor că ultima oară bărbatul plecase undeva în Dâmbovița. Polițiștii de aici au reușit să facă legătura între cazuri și i-au prins pe suspecți.